Simsala Grimm, poveștile fraților Grimm. De mult, în vremuri îndepărtate, pe vremea miracolelor, exista o vrajă ce deschidea porțile tărâmului magic al poveștilor, unde eroii erau adevărați. Abracadabra, urmează Simsala Grimm. Ha, ha, ha! Ha, ha! Sunteți gata pentru o nouă aventură? Să mergem! Da! Cenușă reasă. Asta nu ne-am prăbușit. Șt! Privește. Nu-i nimic, o aduc eu. Cine ești tu? Hei, te rog, nu ai de ce să te temi. Totul e bine, alteță. De ce a durat atât? Tocmai am văzut cea mai frumoasă fată din întreaga lume. Unde? Acolo, adineauri, în tufișuri. Am încercat să-i vorbesc, dar a fugit. Probabil e fiica vreunei bucătărese. Avea ochii asemeni stelelor, chipul asemeni... Prințe, să nu audă tatăl vostru că vorbiți astfel. Are gânduri mari pentru nuntă. Haide, prințul meu îndrăgostit, să ne întoarcem la castel. Repede, Croc! Trebuie să o ajungem din urmă! Bine, bine, dar știi că nu-mi plac înălțimile. Uite, pe aici trebuie să fii intrat. Vino! Bine, bine. Iată-o! Hai să o vedem mai de aproape. Și inima aproape că-mi stătu pe loc când mă privi în ochi. Dar n-are niciun rost. Prințul nu s-ar îndrăgosti niciodată de o biată bucătăreasă. Dar tu nu ești doar o bucătăreasă amărâtă? Dar așa mă tratează mama mea vitregă și pe urmă cu haine ca astea. Ce să creadă bietul de el? Tatăl tău se va întoarce în curând și atunci totul va fi bine. Vei vedea? Scuzați-ne, am auzit întâmplător... Te rog, Doc, unde-ți sunt manierele? Dați-mi voie să mă prezint. Sunt Yo-Yo, cel mai mare aventurier din totdeauna. Iar el este... Croc, Doc Croc, cărturar, filozof și... nu mai contează astea. Te rog, spune-ne, de ce permiți să fii tratată astfel? Biata cenușă reasă, ce poate să facă? Sunt trei contra ei. Ai spus trei? Mama mea vitregă și cele două fiice ale sale. Cenușă reasă! E gata cina, leneșo! Vrei să murim de foame? Ei bine, înapoi în lumea reală. Se pare că ai nevoie de ajutor. Vino, Croc! Iar începem. Mă bucur că te-am cunoscut. Nu, tată, nu. Eu voi decide cu cine mă căsătoresc. Dar spui asta de un an deja. Regret, dar încă nu am găsit-o pe cea potrivită. Voi organiza un bal și voi invita toate doamnele din împărăție. O vei alege pe cea mai potrivită dintre toate, ai înțeles? Foarte bine, dar cu o condiție. Insist să inviți toate fetele din împărăție, chiar și pe cele de rând. Cele de rând? Aici, în castelul meu? Ori așa, ori nu merg la bal. Câte sacrificii trebuie să faci pentru copii? Thank you.
E delicios. Da, formidabil. Da, ia să vedem cu ce vrea să ne mai otrăvească azi. Repede, ascundeți-vă. Dacă vor da peste voi, o să am și mai multe necazuri. Ha, nu mă sperie ele pe mine, să vezi când le trag eu. Yo-yo, măcar odată în viață, fă ce ți se spune. Nici porcii nu mănâncă așa ceva. Mamă, uite ce a făcut nătânga asta. Copilă încrezută, ce faci? Îndrăznești să arunci cu mâncare în surorile tale vitrege? Ia spune, cine te crezi? Atenție, atenție! Majestatea sa invită toate fecioarele din împărăție la un bal magnific ce va avea loc la castel. Balul va dura 3 zile și 3 nopți și prințul Leonard își va alege mireasa. Mireasa! Beatrice, ai auzit? Asta e șansa mea! Șansa ta? De mine se va îndrăgosti surioară. Să-ți spun ceva, dragă, cea cu care se va căsători va fi regină, iar pe coroana aceea scrie numele meu. Asta rămâne de văzut, nu-i așa, draga mea? Uite ce păr minunat am! I se va topi inima prințului, nu-i așa? O privire în ochii mei, o atingere pe pielea mea și la revedere, fetelor, petrecerea s-a încheiat. Avem doar o mică problemă. Care? Cenușăreasa, dacă o să o vadă prințul și se va îndrăgosti de ea? Nici vorbă, imposibil. Ar fi tipic pentru neghioaba asta să strice totul. Dragele mele, nu vă faceți griji, sunt sigură că vom găsi noi ceva. Doamne, uite cât e ceasul, trebuie să vă gătiți îndată, grăbiți-vă! De ce nu? Toată lumea e invitată. Dar chiar dacă m-aș duce, spuneți-mi de unde aș putea să-mi iau și eu o rochie de bal? Surorile mele, Agata și Beatrice, mi-au ars toate rochiile. Oh, așa deci! Mai întâi arunci mâncarea pe jos și apoi vrei să-mi otrăvești fiicele. Bietele mele copile, abia mai pot vorbi de durere, nu-i așa, dragilor? Bine, dar nu am încercat să otrăvesc pe nimeni. Liniște! Nu mă minți, copilă neglijentă ce ești. Așadar, ca să nu mai faci și alte greșeli în seara asta, îți vom da ceva de făcut. Vai de mine, ce dezordine! Oh. Ei, nu sta degeaba! Poți începe să le alegi pe cele rele de cele bune și să termin până ne întoarcem. E multă linte. Nu-mi vine să cred ce au făcut viperele astea. Stai, am găsit. A? Nu spuneai tu că porumbelul a vrut să te ajute? A? Da, așa este. Porumbelul e singurul meu prieten adevărat din lume. Așteaptă-ne puțin. Venim imediat. Yo-yo, așteaptă-mă și pe mine. Oh, mulțumesc! Mulțumesc! Vai, mulțumesc! Dar tot mai avem o problemă. Unde găsim o rochie de bal? Oh, dacă totul ar fi atât de simplu. Cenușăreasă, vino! Oh, dar dacă mă recunoaște,
vorbește prințul? Va spune că ești și mai frumoasă decât își amintește el. Mergem? Dă-mi voie să te conduc, prințesă. Mult noroc, cenușăreaso! S-a întâmplat ceva, alteță? Nu pare a te simți bine. Nu, mă simt bine. Doar că e cam cald aici, nu crezi? Acolo unde e pasiune, e și căldură, dragă prințe. Ba nu, adică da. Ai văzut-o undeva? Sunt sigură! Spuneți-mi, majestate, nu ați dorit cumva ca numai fetele din împărăția voastră să fie invitate la această petrecere? Așa e, doamnă, așa am poruncit. Atunci, vă rog, explicați-mi cine e ea. Păi, da, nu știu, da, nu. Este o străină, este o impostoare, asta este, trebuie alungată de îndată. Nu am dreptate, majestatea voastră? Dacă nu ar fi o idee ridicolă, aș spune că e cenușoreasa. Îmbrăcată așa? Dar i-am distrus toate hainele. Nu-mi vine să cred. Prințul tocmai m-a lăsat baltă. Nu mă mir deloc. Agata, scumpa mea copilă, spune-mi ce s-a întâmplat cu chipul tău. Cenușoreasa, e vina ei. Pe ea am trimis-o după machiaj. Haideți, fetelor, să ne mișcăm mai repede. Cred că e timpul să plecăm și noi. Cum? Trebuie să te ducem de aici. Hai deodată. Without direction, need to find some peace of mind. You walked away and left me standing with nothing more than a memory. I sacrificed that much I know and paid the price to let you go. She is a mystery to me. Nobody knows her name. Worldly wonders never cease to be. She is a mystery. Am ajuns înaintea lor. Totul trebuie să pară absolut normal. Cenușăreasa? Oh, a dansat cu mine și când m-a privit în ochi am simțit. Ele sunt, s-au întors. Trebuie să pară că ai adormit deja. Am să dorm ca o prințesă și am să visez la prințul meu toată noaptea. Dacă mama are dreptate, îi învinețesc ochii cenușăreze. Iar eu am să-i sfâșii rochia aceea. Ciudat, a ales lintea din cenușă. Cum a reușit? Ciudat! Un blestem se va abate asupra celui ce va deranja somnul celei nevinovate. Fantome! Au fost 100 de fete frumoase aseară la bal. De ce nu ai ales una? Dar am ales, tată. Dacă te referi la străina ce a venit neanunțată pe terasă să-ți o scoți din cap, nu știm absolut nimic, nici despre ea, nici despre familia ei. Vom ști în curând. Dacă se va întoarce diseară, voi afla totul despre ea.
Atunci ea va fi viitoarea mea regină. Așa. Calea mea până nu crapă oglinda. Sunt mult mai frumoasă decât tine, purcelușo. Oh, pe cine faci tu, purcelușo? Fetelor, fetelor, vă rog, amândouă sunteți la fel de frumoase. Dar dacă va veni vrăjitoarea aceea mică, mamă? Asta ne va ajuta, cred. Și dacă am dreptate și prin cine știe ce magie a fost cenușăreasa, atunci o vom opri în curând. Nu știu ce să zic. Poate că nu ar trebui să merg la bal diseară. De ce nu? Ai văzut doar cum te-a privit prințul. Da, e adevărat. Dar și mama mea vitregă m-a privit. Am o presimțire că se va întâmpla ceva groaznic. Sau așa, cenușăreasă? Nu uita, draga mea, dragostea învinge totul. Așa, asta e pedeapsa ta. Pentru sperietura de aseară. Ce să fac? Asta e. Nici măcar porumbeii nu mă mai pot ajuta acum. Prr, sunt sigur că putem cenușărea-s-o. Ia te uită! Ce frumoasă! Cine-i? Bună seara! Ia te uită! Un, doi, trei, un, doi. Îmi cer scuze. Uneori muzica și pasiunea mă copleșesc. Nu-i nimic, doamnă. Dansați minunat. Minunat, extraordinar. Păreți foarte încins să vă ofer o răcoritoare. Mulțumesc, doamnă. Repede, ajutați-l, faceți ceva. Haide, repede. Dar prințul... Nu va fi bine, a fost o înscenare. Trebuie să pleci de aici. Vrăjitorie! A fost vrăjitorie! Am văzut cu ochii mei, cu o privire pătrunzătoare, l-a otrăvit pe prinț! Unde e? Crede-mă! Am văzut când i-a pus ceva în băutură! Nu trebuie decât să-i spui regelui și să o demaști odată pentru totdeauna! Când voi mai avea eu astfel de ocazie? La bal, bineînțeles! O vei avea mâine seară! Oh, nu, niciodată! Niciodată nu voi mai pune piciorul în castelul acela! Cenușăreasă, ascultă-mă! Dacă îl iubești, trebuie să mergi la bal mâine, pentru ultima dată! Dar e o vrăjitoare! O vrăjitoare rea! Dacă e adevărat, atunci smoala de pe trepte nu o va afecta, nu? Va zbura! Deci, dacă se va lipi acolo o femeie de rând... Atunci oricine ar fi, de oriunde ar veni, mă voi căsători cu ea! Ei bine, ia-o, cenușăreasă! Arăți... Senzațional! Nu se poate! Cum a reușit? Oh, vrăjitoare mică! Trebuia să o încuiem! Prindeți-o imediat! Oh!
Iubita mea, nu e vrăjitoare, tată. Vezi? Pantoful i-a rămas în smoală. Mâine o voi găsi. Oricine ar fi, cea căreia îi se va potrivi pantoful va deveni mireasa mea. Veniți, dragele mele. Mâine, pe vremea asta, una din voi va fi regină. S-a terminat. Nu voi mai avea niciodată o astfel de ocazie. Îmi pare rău, Cenușăreaso. Ce puteam face noi contra atâtor oameni? Cenușăreaso, vino repede! Scumpa mea fetiță Agata a rămas blocată în porumbar. Trebuie să o ajut. Cum? Dar ce căuta ea? Nu e timp de întrebări, grăbește-te! Dar nu e nimeni aici. Ba da, acum este. Nu, te rog, lasă-mă să ies de aici. Stai liniștită, Cenușăreasă. Voi avea grijă să primești o invitație la nunta mea. La nunta mea, vrea să spună. Așa, am scăpat de ea. Veniți, fetelor, trebuie să dormiți bine în noaptea asta. Mâine va veni la noi un prinț. Alteță, ce surpriză plăcută! Bine ați venit în umila noastră locuință! Doamnă, iertați-mi deranjul atât de matinal, dar caut o fată căreia îi se potrivește acest pantof. Păi, trebuie să recunosc că mi se pare cunoscut. Agata! Beatrice! Agata! Beatrice! Bună dimineața, Alteță! Scuzați-mă, doamnelor, cred că am greșit casa. Nu, stai! Nici vorbă, Alteță! Sunt sigură că se va potrivi uneia din încântătoarele mele fiice. Nu prea cred, doamnă, decât dacă nu aveți cumva vreo altă fiică pe aici. Din păcate, nu. Doar aceste două ființe minunate. Trebuie să fie cu siguranță una dintre ele. Îți vei găsi aleasa inimii în porumbarul din curte. Pasăre negioabă, hâșt, hâșt, creatură dezgustătoare. Urmați-mă, majestate. Prr, prr. Nu se poate. Alteță, te rog, dă-mi voie. E timpul să plecăm, Croc. Cred că da, Yo-Yo. Simsa! Simsala! Simsala Green! La revedere! La revedere! Pe curând! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Au dublat în limba română actorii Ileana Iurciuc, Șerban Borda, Paula Chirilă, Sebastian Lupu, Richard Balint, Cristina Serac, Geo Dinescu, Iona Brudan, Anca Sigmirian, Andrean Locovei, Florin Stan, Doru Fârte și Doru Presecan. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Doru Fârte și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio, Oradea.